Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana Ozacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să povestesc un truc foarte interesant, un medicament de aur, un elixir al sănătății din florile de barhăț, așa se numește, sau țigănaș. În limba rusă la noi se numește barhăță. Sunt florile de țigănaș, ele sunt de mai multe culori, ele sunt mai mășcate, mai mărunte, voi le cunoașteți absolut toate, dar aceste micuți flori, deci au foarte multe minerale și au foarte multe vitamine. Știți pentru ce sunt? Pentru vedere, pentru persoanele care suferă cu vederea. Eu astăzi vă arăt cum să faceți un ceai, eu astăzi vă arăt cum să faceți un elixir pentru zahăr diabet. Mai ales pentru persoanele care au zahăr diabet. Zahărul diabet este o boală în sânge, este o boală foarte rea, este pe a doilea tip de cancer, tare multă lume o are, dar să știți că această tinctură de țigănaș sau de barhoță ajută și scade zahărul diabet. Poți le culegi și să faci chiar și ceai cu ele. Cum faci? Eu le-am cules pe timp de soare, la sfârșitul acestui video, eu am să arăt cum am cules țigănașii din grădinuța mea, că eu am foarte mult, și eu pun într-un borcan, într-un borcan de sticlă spalat cu apă fierbinte. Așa, eu pun undeva 50 de flori de barhoță sau de țigănaș. Ei se mă întreb diferite culori, care ai toate țigănașele, toate soli, toate tipurile de țigănaș. Ele sunt bune pentru zahărul diabet. Deci acest medicament este de la un călugăr, nu uităm, fiindcă într-adevăr ajută foarte multă lume, foarte multe persoane care au zahărul mărit. Așa, eu am umplut borcanelul meu foarte bine, cu cât mai bine, cu cât mai mult, atât mai bine, și peste el torn țuic, țuic de casă. În cazul meu, fiindcă eu am țuic de casă, făcută de mine. Așa, 40 de zile la măcerat, 40 de zile la loc întuneric, apoi poți bea câte o linguriță de 3 ori pe zi, 7 zile, încă o dată. De acest elixir sau această tinctură pentru zahărul diabet, poți să-l bei de 3 ori pe zi câte o linguriță. Dar nu aici se termină această minunată floare. Să știți că puteți faceți și cu țuică de cumpărată din magazin, așa tip, orice țuică care o cumpărați voi, dar să știți că țigănașii sau barhuța ajută și la vedere. Foarte bine. Deci, meliorează vederea cine are persoanele probleme cu vederea. Prin ceai, numai nu mult. 4-5 flori, apă fierbinte peste el. Așa. Punem capacul 7-10 minute, apoi poți să bei un ceișor, că el a să primească un galben frumos. Le usuci dacă tu ai posibilitate. Nu se termină acest ceai aici. Acest ceai ajută la cine are ficatul gras, cine are cancer la ficat, cine are probleme cu ficat, pietre pe ficat sau alte chisturi pe ficat. Știți că este nemaipomenit această minunată micuță floare. Foarte bună, dar ea ajută și la bolile de piele. Dacă, de exemplu, tu te-ai pus în cada de bai și îți pui 20 de flori, indiferent fie ele uscate, fie ele proaspete, te ajută ca să ai o piele catifilat, fiindcă are foarte multe vitamine. Acest floare, țigănașul, este iubit de albini foarte mult. Ea este permanent albina pe ea. Permanent albina scoate polenul de ea. Într-adevăr, este o plantă foarte puternică, o plantă de aur, o plantă de biblică. Această rețetă este luată de la un călugăr foarte bătrân. Eu vroiam să-l întreb pentru zahăr diabet, fiindcă multă lume mă întreba, Zidana, zahărul diabet mărit, zahărul diabet mărit din zahărul diabet, dacă l-ai mărit, poți face ceai din frunză de dafină, ceai de urzică, dar și ceaiul de țigănaș. Ele se vând în farmacie uscate. Deci, într-adevăr, este o plantă tămăduitoare pe primul loc pentru zahărul diabet. Dar ajută și la vedere. Nu uităm de vedere, că ceișorul din aceste minunate, și culoare frumoasă are deja,
cerișorul acest minunat din acești flori micuți, care ele într-adevăr au foarte multe vitamine și minerale, ajută și la ameliorarea vederii pentru catarată, cine știe. Sunt multe persoane care suferă cu catarată. Aici găsești medicamentul, elixirul pentru catarată, dar pe primul loc pentru zahăr diabet. Așa, încă o chestie. Persoanele care suferă cu zahăr diabet și nu au dreptul să mănânce zahăr. Tinctura deci este perfectă, perfect pentru aceasta medicament. Dar dacă tu vrei pentru vedere și dacă ți-ți place ceai, poți să-l servești fără zahăr sau să-l înlocuiești cu puțină miere sau să înlocuiești cu puțin zahăr brun, mai natural. Deci dacă știm că pentru persoanele care au zahăr diabet nu este bun, da? Dar dacă îl înlocuiești fără zahăr, deci este perfect. Așa, încă o dată, copiii care sunt bolnavi cu saboreică sau dermatită, boli de peli, mămicile, numai decât adăugați 4-5 flori în băiți, este foarte bun. Această plantă este o plantă tămăduitoare, o plantă biblică, ea se găsește pe toate grădinile, mai ales în persoanele care cresc flori, se numesc țigănaș sau bac. Dar cel mai mult știu unde se găsește în mănăstiri, da? Pe pământurile unde există mănăstiri, ele răsar, să zici, singuri, într-adevăr, foarte buni, fiindcă este o plantă biblică, o plantă fără sănătoasă, o plantă fără contraindicii, o plantă care, într-adevăr, tămăduiește foarte, foarte multe boli. Ei, să mă întrebi, zi, Dana, mai sunt și țigănași galbeni, da, și aceea se poate absolut tot tipul de țigănași, ea se primească la mine o tinctură galbenă, frumoasă, dar nemaipomenit pentru ajutorul omului. Știu precis că multe persoane n-ați știut acest truc, eu trebuia să vă arăt, fiindcă într-adevăr este nemaipomenit. Încă o dată, 40 de zile la macerat, 7 zile, câte o linguriță de 3 ori pe zi cine are zahăr diabet. O linguriță de flori sau elixir acest la sănătate, elixirul de aur, cu țuică nu-ți face nimic la zahăr diabet, crede-mă. Că și țuica are și ea locul ei în medicamente, în diferite tincturi, în diferite elixiruri, în diferite, chiar să spunem, dacă facem diferite pasamente, la fel și țuica are și ea locul ei. Cu voi a fost prietena voastră Zedana, astăzi vă doresc multă, mult sănătate, îmi scrieți din ce oraș mă vizionați sau mă priviți sau din ce țară și dacă ți-a auzit de această tinctură de aură sănătății pentru zahărul diabet cu țigănaș. Așa, vă știți toată lumea care sunt țigănași. Vă iubesc, prietena voastră Zedana. Îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Așa, deci, dragii mei prieteni, eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am aici barhăță sau țigănașe, da? Ele sunt diferite culori. Eu le strâng pe soare, numai decât ora 1, ora 12 pe soare. Aceste flori, mulți din voi nu ați știut, dar țigănașii sunt foarte buni pentru vedere, dar și pentru zahăr diabet. Eu am zvărât toată rețeta cum o fac. Ele sunt, eu am mai multe culori, am și galbeni, și portocalii, și mai închiși. Deci ne-am mai pomenit, dar să știți că țigănaș sau barhăță mai curăț și ficatul gras, pentru cine are ficatul gras. Într-adevăr, este o minune de floare care mulți din noi nu știm. Dar să știți că la noi multă lume pun cu ea castraveți la murați, această floare, care se numește țigănaș. Ea are un miros foarte puternic. Așa, deci eu am aici și culoare mai închisă, la fel strâng pe toți.